De mai bine de 2 săptămâni, pompierii luptă cu incendiile de vegetație în tot județul. Mai grav este faptul că, nesupravegheate, acestea pot fi periculoase. Reprezentanții ISU anunță amenzi mari pentru cei care provoacă astfel de incendii. Pompierii militari sibieni au avut parte de un weekend cât se poate de încărcat. În numai 2 zile ei au stins mai multe incendii de vegetație uscată. Zilnic ei se confruntă cu incendii de vegetație uscată ce scapă de sub controlul celor care le aprind. La sfârșitul săptămânii trecute, pe raza județului Sibiu s-au înregistrat aproximativ 17 solicitări privind stingerea arderilor necontrolate de vegetație uscată, suprafața totală afectată fiind de aproximativ 72 de hectare. În majoritatea situațiilor, cauza probabilă care a determinat izbucnirea incendiilor a fost focul deschis în spații deschise. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de aproximativ 40 de metri față de locurile cu pericol de explozie, respectiv 10 metri față de materiale sau substanțe combustibile, fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare. Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, a deșeurilor, a miriștilor, se efectuează numai pe baza permisului de lucru cu foc emis prin grija primarului de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, în locurile special amenajate, după ce a fost informat în prealabil Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. În ultima perioadă, în urma incendiilor de miriște, au ars și 3 cabane.